Because some things are just worth fighting for. Salutări, salutări, prieteni! Warbringer aici. Doamne, ce am făcut? Am dat pe Fester, m-am uitat la replay, da. Bun, Warbringer aici și... vă mai aduc un meci cu Moody. Un meci care, din ce am văzut eu, este unul destul de interesant. Pentru cei care nu știu despre Moody, ce și cum, este în Platinum, iar din mailul pe care l-am primit... oponentul său de astăzi este Brad, un Diamond player care reprezintă the badass motherfucking Protoss. Și da, să vedem ce se va întâmpla în acest match. Dacă nu ați urmărit cel cu Zergul dintre Moody și The Zerg, vă invit să o faceți, nu o să regretați, o să și aveți ce să învățați de acolo. Și până când mai se întâmplă chestii demne de voi. Vreau să vă spun că s-au lansat ligile VGN, dar s-a lansat site-ul de VGN Leagues. Și ce înseamnă asta? Păi înseamnă că vor fi concursuri lunare de StarCraft 2, Company of Heroes, Warhammer, Dawn of War 2. Pentru StarCraft 2, ligile sau concursurile vor fi pentru Bronze, Silver, Gold și Platinum, atât. Pentru moment nu vrem să vă, cum să spun, speriați de faptul că o să fie concursuri în care pot să participe și jucători pro, pentru că în acel moment foarte, foarte puțini dintre voi s-ar mai înscrie, așa că dacă e jucător în bronz, în silver sau gold și platinum, te așteptăm să te înscrii. Formularul de înscriere este unul foarte simplu, intrați, vedeți ce trebuie să completați acolo și sunteți înscriși. Dacă vă întrebați despre premii, sunt și premii. Am găsit sponsori, vor fi și premii, așa că n-aveți decât să veniți și să vă înscrieți. Bun, dar ce premii sunt? Mai pot să vă spun că sunt premii în jocuri. Latest games, gen Assassin's Creed Revelation, Hitman Absolution, chestii din astea hardcore-ele. Așa că dacă v-am făcut curioși, intrați, nu vă fie frică. Bun, ne întoarcem la match și deja eu cam am luat o razna cu prosteala. Bun, ne întoarcem la match și vedem că Moody încearcă și reușește să-și facă scout-ul, dar pun un pic pauză. Eu sunt fanul Reaper-ului, să-i spun așa, eu și Crusader cu Reaper-ii noștri, da. E mult mai ok decât să risci să pierzi SCV-ul ăsta, să-ți faci un Reaper. Și cu Reaper-ul ăla o să scapi, intri, vezi exact ce vrei și foarte important, când intri. Pentru că cu un SCV poți să intri până în momentul în care apare acel stalker, care va putea să-l prindă din urmă și să îl căpăcească. Pe când un Reaper poate să intre când Protossul va fi aici, tu-l vei aduce pe aici, ok, te uiți frumos și poate mai și scapi cu el. Deci, nu știu, eu zic că un Reaper este mult mai viabil decât acest SCV, care în aceste faze incipiente mare lucru nu o să vadă. Da, sunt aceste două gaze, Cybernetic Score și un Gate. Bun, și după aia trebuie să folosești scanuri. Care, de ce să le folosești? Mai bine chem un mule. Mai bine folosești un Reaper ca să nu dai acel scan. În fine, asta e preferința mea. Încercați, vedeți dacă vă iese, dacă nu, încercați cu SCV-ul. Toarcem la match. Din ce văd eu aici, se prea poate ca Moody să facă acel Turex Fast Expand cu o baracă cu reactor, o baracă cu Tech Lab, 3 mărini aici și da, din acest build se prea poate să și fac un push destul de nasol pe aici și rămâne să vedem dacă asta va alege să facă.
în continuare foarte, foarte activ cu acest SCV pe hartă. Întotdeauna e bine să vezi exact ce și cum într-un match tot pe această hartă. Mi-am trimis pe aici un SCV, teranul era un TVT, teranul în loc să se extindă aici unde ar fi trebuit, era extins aici. Și de aia spun, e mai bine să faci chestia asta decât după aceea să-ți tragi o palmă peste frunte, să spui că de prost am fost că n-am făcut scout. Dar mă rog, haideți să vedem ce face Protossul. Vrea să pun un pic de presiune pe Moody, acest SCV, da, până la urmă reușește să scape cu el și vedem acest enșantion de trupe terane, printre care și un Marauder, care se apropie foarte, foarte periculos de acest Stalker. Nu cred că există, nu. Ba, Concussive Shell, deci este deja cercetat, repet, acest upgrade este unul ofensiv. Așa că dacă Stalkerul ăsta, sau mă rog, dacă Brad nu era atent cu Stalkerul ăsta, putea să-l piardă foarte, foarte ușor și... Ca Protos, nu vrei să pierzi unitățile astea care costă atât de mult, cel puțin la început să faci tot ce poți ca să nu le pierzi și să vedem dacă Moody va putea să intre sus, nici vorbă, reușește cu câțiva mărini și a fost un schimb echitabil, spun eu, Protosul a pierdut un zelot și Moody a pierdut doi mărini, deci zic eu un schimb echitabil. Dar vedem un Fast Robo aici și un prim Immortal din partea lui Brad. Haideți să vedem ce știe Moody despre treburile astea. Da, știe că este această robotică și mai mult ca sigur bănuiește că acești Immortal sunt pe drum. Drept urmare, zic eu că va face niște Ghosts. Și după cum bine spuneam, de pe acest build cu aceste două barăci te poți extinde și în același timp să pui presiune, dar guess what? Ce face Protossul? Se extinde și el, de ce nu? Și avem o compoziție de armată destul de scary așa pentru Brad. Bine... Scary va fi pentru Moody la un moment dat, dar eu, ce vreau să spun este că o compoziție foarte bună pentru jucătorul Protoss. Vedem că stimul pentru Moody este la un sfert și pun un pic pauză. Ok, citeam pe un forum o treabă foarte interesantă și foarte adevărată. Dacă vrei să rezici la Forgate, dacă vrei să rezici la Void Ray Push, primul upgrade care ți-l face este stimul. Și am încercat-o pe pielea mea. Mi s-a făcut un Forgate, aveam stimul. Mă rog, nu l-aveam în momentul în care mi-a intrat în bază, dar mi-era la ceva de genul 90% terminat. Și nu vreți să știți ce a ieșit pentru Protoss. A fost complet obliterat, nu putea să intre. Bine, a fost nevoie și un pic de micro, la Marauder și mai departe, dar este o teorie adevărată, așa că dacă vreți să rezistați la Forgate, gazul care l-aveți, investiții în Steam, ăsta e primul upgrade pe care trebuie să-l faceți, ne întoarcem la match. Că nu am menționat care este harta, dar cred că toți știți, este Selnaga Caverns și să vedem acest angajament, să vedem dacă vor fi folosite acele Force Field-uri, un Guardian și foarte bine poziționat, dar aia se încearcă splitul acela de armată terană, însă mult prea multe trupe din partea lui Moody și după cum bine vă spuneam într-un tutorial, uitați că vine la luptă și cu aceste SCV-uri, bleh. Deci foarte, foarte bine jucat de către Moody. Ar fi frumos să-și repare aceste SCV-uri, să le pună pe auto-repair să și le repare. Totdeauna mie îmi place să am foarte mare grijă de unități. Poate că mi se trage din Warhammer și Dawn of War 2 unde... Nici am spus. Din Company of Heroes și Warhammer Dawn of War 2, pentru că acolo orice pierdere te ustură, te doare, te face să plângi, te face să fii emo. A, în StarCraft 2 nu e cazul decât atunci când ai 200 din 200 și te duci la atac și pierzi tot, atunci devii emo un pic și îți dai seama că oponentul tău poate să se refacă instant. Vedem de partea lui Brad că acest expansion kicked in. Vedem și o poziționare foarte frumoasă a acestor gate-uri. Și pun pauză. Gate-urile astea au fost poziționate aici cu un scop. Nu le-a poziționat aiurea. Dacă vedeți, da, gate-uri, ce avem pe aici? Cale de acces, geyser. Bun. Pe aici, dacă vrei să intri,
nu o să poți. Și atunci singura soluție este pe aici, dar nu multă lume folosește micro-ul ăla în care dacă vezi asta imediat îți tragi unitățile. Mulți o să încearcă să fugă cu ele, dar dacă le dai move sau attack sau așa mai departe, o să vină pe aici. Da, e cea mai scurtă cale. Și atunci, dacă vrei să fii successful, atunci trebuie să vii eventual pe aici prin spate, da, deci pe aici. Și să ajungi aici, după care să intri în bază și așa mai departe. Deci, interesant și cum se plasează clădirile. Am vorbit într-un replay analysis despre chestia asta, cum să vă poziționați clădirile. Cred că vi le-am și arătat exact. Haideți să vedem dacă se aplică în cazul lui Brad. O tentativă. La Moody încă nu. Bun, dăm drumul. Și ce avem pe bara de producție? Avem acel Ghost Academy, avem un Factory, Combat Shield pentru mărinți și, foarte frumos, Double Engineering Bay pentru a putea să bage hardcore pe acele upgrade-uri de infanterie, bunker au fost salvaged și prinde așa contur armata asta a lui Moody, îmi place ce văd și dacă în acest moment s-ar fi hotărât să atace... Ar fi ieșit urât de tot pentru Brad, vedem un Templar Archives din partea Protossului și research-ul de charge, care este un research crucial pentru Protoss, mai ales în late game, când o să ai atât de multe minerale, dar nu prea mult gaz, vei putea să faci spam de pe, să zicem, 16 gate-uri, da, să faci spam de acest Zealous cu charge. Mă gândesc că o să ai și ce upgrade-uri pe ei și o să vedeți cât de cum va crește APM-ul la un jucător teran care va trebui să facă steam și să facă acel dans înapoi, trage, înapoi, trage, înapoi, trage, în timp ce zeloții tot vin, la un moment dat se reface charge-ul, iară intră în ai tăi și așa mai departe. Deci un research crucial pentru orice jucător de Protoss. Vedem și un Robotics Bay din partea lui Brad și Moody trece la distrugerea acestor pietre de la High Yield Mineralul ăsta, sau să-i spun în baza cu minerale gold. Da, se construiește Command Center-ul, care mai mult ca sigur va fi poziționat aici, și un observator care a spotuit și acest Ghost Cred. Nu știu dacă Brad a fost atent, dar haideți să nu uităm. A văzut acest Command Center. Păi e normal că l-a văzut dacă avea observator acolo, ei. Bun, și un Lonely Marauder care probabil își caută iubirea printre Protoss sau vrea să ia acest Selnaga. Oh, Moody, de ce nu treci tu pe la Selnaga-urile astea? Mare păcat. Ok, distrugeai probe, oricum știa că vii. Da, măcar făceai și tu o pagubă de 50 minerale. Ok, haideți să vedem atacul acesta. Foarte important să păstrați acest ghost în față. De ce? Pentru că dacă e undeva în spate, trebuie să-și facă loc. AI-ul trebuie să-i facă loc printre toate trupele astea și e nasol. S-a dat scanul ca să vadă dacă nu are cumva un observator acolo și pun pauză. Dacă ai fi trecut pe la acest Naga Tower, n-ar mai fi trebuit să dai... sau mă rog, l-ai fi dat. Dar dacă treceai pe aici, distrugea această probă. Și pentru că n-ai făcut-o Brad... Știe că ești în această poziție, deci nu mai trebuie să-și aducă observatorul ăla care, da, e pe aici, așa. Deci e foarte crucial să treceți pe la Selnaga-urile astea, foarte crucial. Ne întoarcem la Mesa, dar scanul pentru observator nu este nimic și Ghost-ul a căzut de la acest... Unde-și High Templar? Aici undeva este. Să vedem angajamentul, steam-ul este cercetat și se intre în luptă, dar, ce a apărut de partea lui Brad, un colos și lucrurile deja devin complicate pentru Moody, să vedem ce va reuși să facă, prea puține trupe ca să țină fața acestui colos. Colosul a căzut și Moody este în avantaj în acest moment, dar să nu uităm că multe dintre trupele sale sunt pe galben, unele chiar pe, am vrut să zic roșu, dar este un oranj. Oricum, Nexus-ul a căzut și da, apar fetele care te vor vindeca de orice, aceste Medivex conduse de domnișoarele astea drăguțe, și Moody este într-o poziție care îi permite să își mute Command Center-ul în această High Yield Mineral. Deci, foarte important, ai atacat, ai ieșit în avantaj, te-ai extins. Lecție care a învățat-o Moody
și o aplică cu succes. Iar trupele acestea din oranjul ăsta se transformă foarte frumos din nou în acest verde plăcut ochilor. Dar dacă ne întoarcem în baza lui Bread, avem două, pun pauză, avem doi coloși. Și e foarte, foarte important. Unități foarte scumpe fac un damage extraordinar, dar dacă nu ai cu ce să le ții fața, o să cadă instant. Și să vedem contra ce merge domnul Bread. Merge contra mulți mărodări. Mărinii ăștia nu o să pună probleme, deci sunt și ei. Se vor putea ocupa de acești zeloți. Plus că mai sunt și medivecurile astea. Două dintre ele, într-adevăr, mai au energie, dar este asta. Și eu spun că, dacă ne uităm aici, vedem asta, da? Doi coloși și șase zeloți versus bolul ăsta. Mai facem pariu cine câștigă? Eu zic că nu. Haideți să dăm drum. Bread ar trebui să se retragă, să mai aștepte acest colos, dar dacă ar fi avut, da, acum își face acele gate-uri care să îi permită un tank de unități gateway pentru acești coloși, dar zic eu că este prea târziu. Moody nu o să lase, deja acest expansion este up and running. Observatorul transmite chestia asta acasă și Bread este în sfor, cum se zice, ca la box. I-a dat Moody un uppercut și acum este aproape de a fi knocked out. Și în continuare trupele care vin într-una din baza terană. Un drop aici din partea lui Moody, nu știu, cred că a văzut cu coada ochiului Bread, pentru că nu erau nici vorbe de observator pe aici, în fine. Și mai warpează doi stalker, dar să nu uităm în același timp și aici, vedem toate acele medivecuri pline cu ce frumos! Și acești coloși sunt complet lăsați de izbeliște, o treabă easy pentru acești marauder și vedem că Bread a făcut un pic de rage quit, așa cum se zice în on, nici măcar nu mai da GG-ul și nu înțeleg pe oamenii ăștia, frate, ai greșit-o, omul te-a bătut fair and square, dă-i GG-ul. Și de aia nu-mi place să joc când sunt obosit, nervos, nu mi-a mers bine, pentru că fac și o chestie de genul ăsta și chiar n-are rost, Moody nu te-a înjurat, nu ți-a spus că ești fraier, că ai pierdut și mai departe, pur și simplu a jucat-o frumos și da, din păcate se mai întâmplă chestii de genul ăsta. E bine că nu e ca la Company of Heroes, nu vreți să știți cum e acolo când pierde cineva. Mă rog, dacă vreți să vedeți cum e, apucați-vă de el. Bun, cam asta a fost pentru astăzi, highlight-urile acestui replay. Joc solid din partea lui Moody și dacă Bread ar mai fi strâns niște unități în momentul în care a făcut acel push și ar fi reușit să pună niște force field-uri foarte, foarte bune, eu zic că ar fi fost în avantaj. Din păcate pentru el, Moody avea mult mai multe unități decât el și a reușit să respingă lejer. Foarte important pentru cei care jucați și sunteți în ligi inferioare, nu uitați că și aceste unități, aceste SCV-uri pot fi băgate în luptă. Bun, cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, Warbinger vă salută. Ciao, ciao!